cu excepția jocului dintre Luceafărul Buzău și Sportul Ciorăști, care nu are influență asupra părții superioare a clasamentului, s-au disputat meciurile primului dintre cele trei tururi ale sezonului regulat din Liga 1 de futsal. După 7 etape, coroborând rezultatul de 3-1 dintre FK Odorheiu Secuiesc și United Galați, cu victoria scontată cu 18-1 a celor de la Auto Bergamo Deva de pe terenul Clujanei Cluj, Lanterna Roșie, echipa din municipiul de reședință a județului Hunedoara este lidera competiției. Dorin Popa, președintele clubului devean, este mulțumit de poziția pe care o ocupă echipa sa, recunoscând că programul competițional a avantajat-o oarecum pe Auto Bergamo, dar așteaptă jocuri bune în continuare în perspectiva play-off-ului. Da, normal, nu e relevant acest scor, această partidă. Relevante sunt celelalte jocuri, adică cu contracandidatele noastre, cu Galați, Odorhei și Timișoara, unde per total am ieșit mai bine decât ei, în sensul că am pierdut doar două puncte din meciul de acasă cu Galați, dar una peste alta fiind neînvinși în aceste confruntări. Am avut un mic avantaj, să spunem, de partea noastră, jucând cu toate trei la Deva, cât se mai poate numi în condițiile astea de pandemie, avantajul terenului propriu. Poate obișnuința cu suprafața de joc, dar avantaje prea mari nu sunt. Da, una peste alta a fost un tur bun, ne bucurăm că suntem acolo sus, lucrurile sper să înceapă să se pună pe drumul cel bun, să avem jocuri convingătoare și o evoluție mai bună în retur, normal, pentru că va fi un retur greu, poate să se întoarcă invers clasamentul, dar trebuie să fim acolo în față, locul 1-2 la intrarea în play-off, obligatoriu. În etapa viitoare, din cauza numărului impar de echipe din Liga 1 de futsal, Auto Bergamo va sta, dar în runda a noua va juca în deplasare la una dintre contracandidatele principale la șefia clasamentului, United Galați. Până la deplasarea în orașul de pe Dunăre, devenii vor juca unele meciuri amicale și speră să revină de la Galați tot din postura de lideri. Partida cu United urmând a se desfășura pe 9 noiembrie, începând cu ora 18. Da, noi cum ne-am obișnuit pe antrenorii noștri și noi am ținut să avem foarte multe jocuri. Noi între toate pauzele acestea care au fost de am stat, acțiunea la loturile naționale, am jucat amicale cu echipe din Liga 2, unde am avut acces să jucăm, cu Aradu, cu Târgu Mureș și acum vom face o deplasare la CSM Târgu Mureș joi și vom avea acolo două meciuri de pregătire. Băieții trebuie să rămână în priză permanent, trebuie să-și închege relațiile de joc, deci asta va fi. După aceea, bineînțeles, vom intra direct cu meci foarte greu la Galați, cu Galațiu. Și trebuie să fim la turație maximă. În Liga 1 de futsal, primele 6 clasate de după cele 3 tururi vor intra în play-off. În primul tur al acestuia, primele 2 clasate vor sta, urmând a se înfrunta în această fază a sferturilor de finală, locurile 3 cu 6 și respectiv 4 cu 5.